rezervăm 100.000 să o strângem și putem să facem cu oșcare zi, nu numai decât să facem data de întâi. Dar să ne ducem să vorbim cu noi, să ne vadă, să evităm. Vrem, premiem 10, 15, 20 pe fiecare primărie, să ne ducem acolo, să-i strângem, să spunem cu oamenii, este o introdus în viață primăriei sau a satului acela mai mult decât Ieșlan sau mai bine decât Ieșlan. Vă duceți dumneavoastră, dar eu la test oamenii în vârstă, o să mă duc și o să spun. Consiliul Raional n-are grijă de voi și voi sunteți zero. Spuneți că sunteți consilier. Da, numai decât. Numai decât. Mulțumim, domnule Bădeceu. Eu pur și simplu juridic și nu văd metodologic cum noi putem să distribuim suma asta în sate. Eu, în două săptămâni, am avut o întâlnire foarte interesantă cu Consiliul Organizației de Veterani de Citirămâș și au fost mai multe solicitări chiar pentru sediul lor. Ei acum s-au pomenit fără apă, fără grup sanitar, fără telefon. Acoperișul deja este și răspândire în aceste reparații. Haideți, poate noi împreună cu secția construcției vom face poate o evaluare a clădirii și poate să ne gândim să alocăm niște bani să le creăm aici niște condiții lor la sediu. Сожалению, они будут выделены по субъективному. Примар будет стараться выделять свои орпи линия депортив, орпинал, линия даба, нижний усут и демейка ресурс, а стоит у цин. Dacă se începe iară zarva, să dăm la unul, n-a să ajungă la unul, n-a să fie alte. Eu propun, domnul președinte, dacă e adevăr, dacă ați fi totuși alocați banii, dacă ați votează, trebuie să vă gândiți unde trebuie de dat banii și să nu facem noi zarva cu banii. Ca să spunea, spune, au primit, a doilea n-au primit. Și să fie negativ mai mult decât asta. Dar banii trebuie să fie alocați, nu sunt întrebări. Domnul Mustovici, poftim. Mulțumesc, Consilie. Cu stimă și respect față de oamenii etate. Deci, haideți să ne uităm real. Acum, doamna Galina, dacă ne spune că avem acoperire, în primul rând, financiar. Într-a doilea rând, haideți să precautăm pentru bugetul, pentru anul 2015-2016, să preconizăm o sursă anumită pentru așa manifestări de a premia. Să avem un regulament, cui, ce și cum de... La ce este posibil bine, nu este posibil, haideți să ne abținem și să mergem mai departe. Am pregătit ca mijloace pentru petrecerea unor măsuri, organizarea unor acțiuni în vederea persoanelor etate. Dacă ajutorul de cel mai bun mecanism este la un fondul de social a populației care se repartizează prin fondul de administrare care a fost aprobat la Consiliul Renal. Ajutoare materiale directe din Consiliul Renal nu este cea mai bună soluție. Suma va fi alocată, s-ar putea de găsit și varianta și cum de găsit, cum de alocat și la primărie. De ce eu pun la vot propunerea domnului Bubeico? Deci de alocarea 100.000 lei pentru oameni etat. Cine este pentru că vreau să votați? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Cine s-a abținut? Propunerea nu a trecut.